Salutare! Am aici o bucată de stejar veche de cam, cred că mai bine de 50 de ani. Da, provine dintr-un grajd vechi demolat în urmă cu 15 ani. Așa, și vreau să-i dau o nouă viață, să vedem ce putem face din ea. O să mă duc să o rindeluiesc, nu este chiar dreaptă, ea a fost tăiată la un circular, după cum se văd, nu știu că se văd de bine pe cameră, de fapt. Aici, rinile acestea, cum a trecut pânza de circular și a fost tăiată pe două părți, da? Aici, după cum se vede, s-a oprit, a fost prima trecere și a fost întoarsă. Da, mă duc să o curăț pe abric și să vedem cum arată după. I-am făcut două fețe la abric. Da, se vede că e aceeași bucată. Acum mi-am dat seama că e o bucată de mijloc, din păcate. Bine, oricum ar fi și ceva rustic, dar va ieși ceva mai rustic decât plănuiam eu. Da, aceste fisuri sunt destul de adânci și vor să continue. Și la margini mai are, da, și alte crăpături. O să mă duc să-l feliez. Felii de undeva la 2 cm grosime. Și revin. Am terminat de feliat. I-am luat și o margine și cealaltă margine. De fapt, acum e ca și rindelui pe toate fețele. Mi-au ieșit 6 bucăți. Nu sunt foarte late, așa că nu am o suprafață foarte mare. Dar totuși o să încerc să fac o minimă suță de cafea din el. Vedem dacă și iese. Nu voi îndepărta aceste crăpături pentru că n-am cum. O să încerc să le întăresc pe partea asta, pe dedesubt, să le pun câte un pic de adeziv înainte de a băga lemul la încăiat. Da. Finisajele încă nu sunt foarte bune, dar nici nu vreau să fie perfecte. Da. Totuși nu vreau arsură de circular, vreau crăpăturile astea. Astea îmi plac. Da. Cum e asta de aici, asta de aici. Chiar e frumoasă. La margine o voi lăsa așa. Nu știu să văd dacă mai e bună rășina mea. Aveam un pic de rășină rămasă de la un alt proiect și să văd dacă mai pot să fac ceva cu ea. Măcar să încarc golurile astea înainte de a le da cu lac. Dar să, totuși să nu mă agățe sau ceva. Bun. O să le lipesc și cred că o să revin cu blatul făcut. Cam așa arată panou. E abia lipit. Nu l-am lăsat decât o oră în cleme. Pentru că am vrut să-l șlefuiesc un pic, să strâng un pic de rumeguș. Unde am pus apă? Aici. Așa. Am strâns un pic de rumeguș. Așa. Și îl voi amesteca cu adeziv. Da. Am grăbit procesul pentru că s-a înserat și urmează să se înnopteze. Vreau ca până mâine să se usuce bine panoul și să îl pot șlefui definitiv. Să-i fac și picioarele, să-i tai mărgine. Da, ce mai trebuie făcut. Da, amestec adeziv cu rumeguș obținut din șlefuirea plăcii și încerc să chituiesc cât de cât rosturile. Da, îl fac mai uscat pentru că la început îl făceam moale
și am crăpat tare de tot. Și nu mai vreau să pățesc acel lucru, da. Prefer să-l bag un pic mai greu în rosturi, da. Să nu mai crape și să le acopere definitiv. Pentru oarecare măsură, nu vreau total, numai că nu vreau cratere pe masă, da? Cam asta e ideea. Și nu... Și vreau să se lipească lacul, asta e cel mai important, de fapt, și de drept. Pentru că dacă rămân goluri, lacul nu se lipește bine, rămân deviații și nu iese treabă bună. Da, continui să chituiesc și probabil o să filmez mâine. Cam anunt, da. Probabil nu m-am făcut foarte bine, înțeles, încerc să dreg ce am zis. De șlefuit o să șlefuiesc mâine, dar excesul trebuie îndepărtat din seara asta, altfel mâine munca ar fi titanică, da, să îndepărtez atâta surplus. Adezivul e foarte puternic și se îndepărtează foarte greu, chiar și prin șlefuire, cu șlefuitura asta cu bandă, tot greu. Bun, pentru că lemnul, după cum se vede, e cam subțirel și nu e tocmai nivelat ca lumea, da? Adică nu l-am mai tras încă o dată la grosime, e direct din circular și grosimea nu e constantă. În plus, chiar și așa după 50 de ani, de când a fost făcută grindă, tot a avut tensiuni, m-a mai încovoiat câte puțin pe aici pe acolo, dar asta e. Am hotărât să-i pun o ramă, da? Simplu, fără tăieturi în 45 de grade, pentru că din experiență nu prea iese, da? Așa că le-i cam evit. După ce o să o prind în șuruburi și aici, aici o să le dibluiesc, o să le pun, le înfung cu dibluri și apoi o să șlefuiesc marginea asta care rămâne pe aici, da? În plus, faptul că pun această margine mai dă un pic, da, de lățime, de lungime, 5 cm, la dimensiunea asta chiar contează. O să mă apuc să înșurubesc toate astea, o să mă asigur că sunt la nivel aici, da? Apoi o să șlefuiesc din nou și urmează să-i fac o pereche de picioare. Am reușit să-i pun marginile, da? Am pus dibluri, adică șuruburi și apoi dibluri în capul lor, da? După cum se vede și lemnul ăsta e destul de vechi, de la margine, e dud. Vechi și el de vreo 30 și ceva de ani. Da, mai am de finisat. O să finisez total după ce o să-i pun picioarele, pentru că va sta întoarsă să le fixez și nu vreau să am probleme, să o zgâri după ce o șlefuiesc și să trebuiască să șlefuiesc chiar. Da, cam așa arată pe spate. E ca o tăviță cu denivelări. Bun, ca și picioare am ales să fac această chestie, da? Adică două bucăți de lemn prinse una în alta, într-un fel nu-i de prea mare greutate, da? Nu îngreunează prea mult. În alt fel nu e cine știe ce, dar am o problemă când vine vorba de picioare, nici unele nu-mi plac. Nu știu. Dacă aveți modele de picioare, de măsuțe pentru cafea, îmi puteți lăsa și mie link-uri. Chiar am nevoie de inspirație pentru treaba asta. Bun. O să continui să le pun așa la asta. Probabil o să-i fac și o poliță, nu știu sigur. Mai am multe bucățele din astea pentru că sunt trase din niște resturi, niște margini de lemn. Niște lăturaie, da? Și s-ar putea să-i fac o poliță din astfel de bucățele. Mă gândesc acum.
imediat după ce le montez pe toate. Să văd cum așa arată fără poliță jos. Da. Nu arată rău deloc, nu știu cât de bine se vede pe camera, dar acest aspect de aici, cei ce fac, ce produc parchet se chinuie mult să limite, da? Asta a ieșit foarte bine în mod natural. Totuși cred că o să-i pun și poliță. Bine, prima dată o să-i rotunjez picioarele. Da, să nu fie probleme. Și apoi să văd, poate o să-i pun poliță. Sau măcar să-i pun o întăritură. Da. Să nu am surpriză că picioarele pleacă la un moment dat. O să filmez în casă mai bine. Când s-a mai domolit soarele, că acum nu se vede cine știe ce. Da. N-am mai montat acea poliță de care vă ziceam, pentru că mi-am dat seama că măsuța va fi mutată frecvent și ar fi îngreunat-o. În schimb, e solidă cu aceste bare, da? Am întărit-o și am ținut-o intenționat întoarsă pentru a vă arăta că nu am schimbat-o, dar e același lemn și cam așa arată dat cu ulei de in și cu durolac. Da, mie îmi place foarte mult ce a ieșit. Da, un nod foarte frumos aici. Câteva nuanțe mai închise. Da, aici. Da. Mie chiar îmi place ce a ieșit. Sper să vă placă și vouă. Cam așa arată în picioare. Da, e micuță. E simpatică. Și e utilă, zic eu. Nu știu cât de bine o surprinde aparatul meu, dar are un pic de luciu, nu foarte puternic. Da. Cam asta o să fie video. Probabil că deja m-am lungit destul de mult, dar nu știu ce să tai din el. Dacă vă place, lăsați și voi un comentariu. Și numai bine.